Elena se întoarce acasă după ce a stat 17 ani în America. Ai ajuns. Nu prea am ținut legătura cu Elena în ultimii ani. În sfârșit! Wow, te-ai întors? Da, m-am întors. Te-am așteptat ani de zile. Și află că s-au schimbat multe. Monica, ce face? Vreau să o văd și pe ea. Nu știu, n-am mai văzut-o de mult, nu știu. Mă duc până la Monica, pe la ei. Tot acolo stau? E moarte. Când s-a întâmplat? Imediat după ce ai plecat. Fata mea frumoasă s-a omorât. Cum s-a omorât Monica? S-a spânzurat. Răni vechi se deschid. Cine te bătea? Tata? Mă bătea cu lanțul și dacă făceam ceva și dacă nu făceam. Zicea că e preventiv. Ai putea să fii și tu puțin mai drăguță. Nu pot. Dar e fata ta. Știu. Dar în 17 ani mai uiți. Cum să-ți uiți copilul? Nu a dat niciun semn și m-a făcut și de rușine. Și veștile rele o aruncă în brațele unui vechi prieten. Alcoolul. Despre asta vorbeam. Cât stai la mine în casă, nu pui gura pe băutură. Dar Elena nu se poate împăca cu moartea prietenei sale. S-a dus. S-a dus. Unde s-a dus? Că dacă s-a dus, vreau să o sun. A murit. Și dacă a murit, trebuie să bași tu bățul prin gard? Mai știa cineva că e gravidă? Viorel. El era tatăl. Nu e nimic de vorbit de Monica, ai înțeles? Vreau să vorbim despre accident. A venit țăranca aia de Elena să mă ia la întrebări. Eu vreau să vă întreb de Monica. Putem să vorbim? Nu mai sunt obișnuită să vorbesc despre ea. A zis bărbatul meu să uităm totul. Dacă a murit, nu o mai putem aduce înapoi. Ce nu lași tu să se odihnească în pace? Tot satul voiește că întreb de ea. Iar Viorel începe să fie tot mai deranjat de întrebările Elenei. N-ai vrut să te însori cu o săracă, ai vrut să te însori cu o fată de primar, nu? Vrei să mă dumnezeu că nu-i treaba ta asta, da? Ce vrei să fac acum? Vrei să o bat? Ce vrei să fac? Vrei să vină televiziunea pe aici? Îți bagi nasul unde nu e treaba ta și vrei să fii apărată. Unde te crezi, în America? Mama, trezește-te, a luat foc ceva în curte! Iar situația începe să se precipite. Taci, beți-vă! Nu ai plecat din sat? Da! Tu dai milă, mă! Oare va afla Elena ce s-a întâmplat cu Monica? Nu mă inviți în casă? Nu. Hai că totuși o să intru.